vorbim mult despre calcul. Facem cunoștință cu, din nou, facem cunoștință, mici cunoștințe cu mutările candidat. Mutările candidat, mutările pe care le poți face la un moment dat într-o partidă de șah. Într-o lecție anterioară, la prima grupă, i-am învățat matul sufocat. Și pentru a fi cât mai explicit, am început acea lecție cu o partidă, da? Care s-a desfășurat așa. Atenție. Deci e 4, e 5, calpe 3, calce 6, dezvoltare, dezvoltare, ambii se dezvoltă, vezi Dan cum se dezvoltă și albul și negru, scot piesele afară, fac rocadă, așa, calpe 6, îi atacă pionul, albul și-l apără cu turnul, da, și face și negru rocadă, da, pion C3, turn E8, ai plecat? Bă, te pup, pa, ne vedem joi. Da? Ia, atenție. Albul împinge, că de-aia joacă C3, să-și facă plugul de zăpadă, negru bate, dar albul face o mutare intermediară. Da, albul face o mutare intermediară. E5. Negru trebuie să mute din cal să nu piardă și de bia acum bate acest pion. Da? Și vedem cum, din punctul de vedere al albului, lucrurile sunt ok pentru el. Are două apărări aici. Plugul ăsta de zăpadă este și în mișcare, adică se poate revărsa peste inamic, dar negru aici joacă mutarea surprinzătoare pentru alb, calia pe departe. Păi, și albul zice, pe bine, bine, dar am două bătăi, tantalăule. Și bate. Și această bătaie este o greșeală pentru că îi permite damei negre să ajungă la H4. Și amenință atât dama ia pe H2, cât și dama ia pe F2. Dama H2 e mult mai periculoasă, pentru că se lasă cu mat, de aceea albul își retrage calul, atacă dama și își apără pionul, dar acum negru bate pe partea. Dama ia pe F2, rege H1, mat în două mutări, sufocat, cine îmi spune? Zizian. Niciun cap. Calul e ultimul care mută la matul sufocat. Dama G1. Este alesea. Și indiferent cu ce bați cu tur sau cu cal, urmează cal pe doi mat. Da? Deci asta le-am arătat eu prima poziție la grupa întâi, ca să le explic matul sufocat. Este dat de către un cal, iar piesele regelui care primește șahmat se închesuie în jurul lui și îl sufocă, pur și simplu, ca tântă laicele. Bun. Dar, de fapt, asta e o partidă între doi jucători foarte puternici. Deci suntem în acest moment în care negru zbate acest pion, ignorând faptul că eu cu albul am două bătăi pe el. Și când îți dai seama, de fapt, ce se întâmplă pe tablă după calea pe D4, dama H4, că, practic, ești pierdut, trebuie să găsești continuare aici. Propuneți-mi o mutare pentru alb aici. Și am să vă fac cunoștință cu mirifica lumea a calculului de variante. Tot acest calcul de variante se desfășoară pe faptul că, de fapt, tabla se schimbă tot timpul și dumneavoastră trebuie să o vizualizați în cap. Da, zi, Daniel. Prima mutare. Foarte bine. Și, de fapt, asta a jucat în partidă. Pentru că, pur și simplu, albul își dă seama aici că, de fapt, după calea pe D4, dama aceasta de la D8 are cală liberă spre câmpul H4. Calul ne mai prin la P3. De aceea zice, stai că joc întâi nebun G5. Dacă îmi faci o astfel de mutare, Daniele, stai un pic, că nu scăpați. Trebuie să te gândești, dar nu cumva îmi bate calul cu șah, calul din D4 la P3 cu șah și pe numia și nebunul? Ha? Nu e. Deci nu merge. Deci ia fii atent aici. Calea pe D4, calea pe P3 și cal de 4 ia pe P3 este o greșeală aici pentru negru. Pentru că după dama ia pe P3, el nu poate să bată aici. Pentru că ești mat. Ești mat. Deci efectiv tu trebuie tot timpul să fii conștient și să vizualizezi tot ce se întâmplă pe tablă.
Și atunci te gândești, bă, dar dacă la acest cale a PP3, dama ia PP3, ăsta întâi îmi bate aici cu șah. Hmm? Și la rege H1, că trebuie să fugi, că ești așa, nebunul fiind apărat de cal, poți să bați aici? Nu, că ai damă în priză. Nu? Și ai și amenințare de dama ia PP7 și așa. Trebuie să joci turne 7, da? Da? Dar după ce bate și bate și turne 4, negru-i pierdut aici. Are două piese în priză. În primul rând are acest cal care apără nebunul, de să zicem H5, îți bat, îmi bat și îți bat. Toată această poziție trebuie vizualizată de dumneavoastră în cap. Sper că nu vă speriați. Aici este clar că albul câștigă pentru că are un cal pe cât? Pe doar doi pioni. Și îl bate, efectiv. De aceea, apropo, când vedeți o astfel de partidă, deci, fiți atenți aici ce sunt. În partidă știți ce a jucat? Dar o partidă de genul acesta, de exemplu, pe vremea mea, când eram eu copil mic ca dumneavoastră, nu era amplu explicat cum este explicat acum. Și nu înțelegeai aproape nimic. Deci în partidă, negru aici îi bate la F2. Zbang! Și acum zici, ce, Doamne, iartă-mă, se întâmplă aici? În primul rând, merge? Nu. Pentru că îți bat cu șah de la nebun și după ce bați, îți bat nebunul. Și începe aici să te simți foarte inconfortabil cu albul. De ce? Ai doi pioni în minus și regele scos a tras de mustăți afară. Brr. Și în partidă ce credeți că joacă albul? Aici. Dacă vedeți o astfel de partidă fără nicio explicație, nu înțelegeți absolut nimic. Albul îi bate aici, dama ia pe D4. Și o face piesă, torpilă. Pentru că și tu ai o damă în priză. Da. Nu? Da. Și știți cum s-a terminat partida asta? Fiți atenți aici, fiți atenți aici. Să nu râdeți. Nebunea pe D4, da? Nebunea pe D8, șah dublu, șah și repetarea de trei ori a poziției. Și au făcut remiză. Dacă ți se prezintă o astfel de partidă fără să înțelegi tot mersul și tot filmul de calcul al celor doi jucători, nu înțelegi absolut nimic. Și zici, bă, ce tantălăi sunt ăștia. Oricare dintre ei aș bate de ea și omor. Dar mai este o mutare candidată. Ia să dăm un pic înapoi. Pentru că asta, într-adevăr, asta a jucat în partidă, dar asta a fost cea mai grea. Dar într-un fel mult mai sigură de remiză. Dar albul ar mai fi avut o mutare aici. Cine vedea doua mutare pe care albul trebuie să o ia în considerare? Calul. Unde? Zi, Daniel. Pion H4. Nu. Pion H4. Cum pion H4? Păi bat cu șah. Bat cu șah. Păi mă, pot să ți le iau și pe ăsta, dar ți le iau pe ăsta cu șah. Dar pot să ți le iau și pe ăsta cu dama și ia să fii pe mână. Nu, a doua mutare candidată ar fi fost dama nebunea pe P7 și așa. Și după rege P7 să-ți dau șah. Și după rege G8 poți să-ți bat acest cal în acest moment. Dar tot timpul când vezi o mutare bună, te uiți după alta și mai bună. Deci, și asta ar merge, dar pici puțin sub atac. Deci în varianta asta pici sub atac după, să zicem, H6, trebuie să tragi cu acest cal înapoi, nu poți să vii la E4. De ce nu poți să vii la E4, Zian? Îți joacă D5, nu? Îți atacă și calul, îți atacă și dama. Nu? Deci trebuie să vii la P3, dar și aici, după, ca să spunem așa, D6,
stai prost, damă G3, bat, bat, și-ți bat, și rămân cu un pion în plus și cu mari șanse de a câștiga cu negru, pentru că am și o pereche de nebun. Da? Deci am și pion și pereche de nebun. De aceea aici cea mai tare mutare pentru domnul alb nu este să bată calul, să-i joace damă de 3. Cu amenințare damei pe H7. Ești forțat să joci G6. Dacă trebuie să joci damă, joci damă C4. Așa. Și de bic, când acest cal se retrage înapoi, ca să-și apere nebunul, atunci ai bați. Și asta e o mare, mare diferență aici. Deci, cu dată, am două bătăi, două apărări. Asta a fost o primă poziție în care v-am arătat cât de complex poate deveni o partidă de șah la un moment dat, în funcție de ceea ce se răspunde adversarul. Și a doua poziție care am arătat-o la cei mici a fost următoarea. Zip. Așa. Asta. Negru-i la mutare. Și deși are un cal în plus, pare în mare bucluc. Este Raisa. De ce? Pentru că eu am baterie turn-turn și am 3 apărări. Turnul ăsta e apărat de 3 ori. Deci tu ai 2 bătăi, dar eu am 3 apărări. Și oriunde te duce cu dama asta ca să nu o pierzi, îți iau turnul din spate cu șac și te fac praf. Rămân și cu material în plus. Și cu... Dar negru fiind la mutare observă o chestie foarte importantă aici. Zi, car. A 8? Da. Păi și când îți bat turnea pe de 8, ce faci? Dai damă și turn pe două turnuri? A-a. Deci ce propui tu, zici, mamă, ce dulce e copilul ăsta. Bă! Nu se poate, rămân cu o damă pe cap. Nu merge zi-a. Pe eu când îți iau turnul, îți iau cu șap. Regele e la H8. Nu fiți atenți în partidă ce joacă negru aici. Și ce le-am arătat eu lor. Deci negru joacă turn pe 1 șah. Asta încă o dată, inclusiv această poziție, la fel ca și partida anterioară, a făcut parte din lecția învățării matului sufocat. Și le-am explicat copiilor cum alba m-a sufocat după turnea pe 1, damă C5 șah, rege H1, cal F2 șah, nu poți să-l bați că ești mat pe ultima linie, da? Când bați ăsta, îți bat cu turnul, nu îți bat cu dama ca să ai, da? Deci nu poți să bați, trebuie să vin apoi. Dar acum vine celebrul mat sufocat, nu? Zil Daniela. Mecanismul de mat sufocat. Una, două, mat în 3 mutări. Hai, puf, puf, puf. H3, da? Și acum dublu, care e cel mai periculos, pentru că nu poți decât să fugi. Rege H1. Corect. Turn G1 și mat. Bun. Asta este poziția care le-am arătat-o eu lor. Dar eu nu am intrat totuși în detalii, pentru că aici totuși și intru cu dumneavoastră. Este Sofie. Intru cu dumneavoastră. La adică albul poate să bată și cu regele. Propuneți-mă mutare pentru negru aici. Ca să nu scăpați hățurile din mână. Totul este legat de tempouri. Mutare de tempo este mutarea de șah, mutarea de captură sau mutarea de creier de amenințări de care adversarul este silit să țină cont. Asta este... Deci regia PP1 este o variantă mult mai greu de calculat. Într-un fel. Zis-o. Ce ai jucat tu cu negru aici? Când ești la mutare prima dată după ce te uiți. După? Corect. Dă-mi șah.
mai ape de trei? Păi și când îți bag cu tu, nu? Deci, nu, stai un pic, deci tu zici damă de trei, turn de trei și cal de doi? Sau ce? Mă ziceam o cal la... Unde? Doamne, mă zice cal la G3. La aici? Da. Nu, la G3 cred că se... Aici? Da. Păi ce-l bar? Da. Cu pionul, cu tura, cu ce vreau. Nu, șacul este ăsta. Dama pe 5. Și ești obligat să-i bagi tura în față. Deci nu poți să joci aici decât turnul din D3 la F3. Dar acum, hai să le luăm pe rând. Deci ai 3 mutări din rege și o tură în față. Nu? Hai să le luăm pe rând. Cea mai proastă. Mat într-o mutare, zi ales. Cum se cheamă matul ăsta? Matul cu coadă de rândunică. Asta e rândunica și coada e asta. Că dacă n-ar fi coada aici, de exemplu ăsta, dacă n-ar fi, ar putea să mute rece de unul. Asta e cea mai proastă, da? La asta cum îi dai, mă? Tot la fel, nu? Tot damă pe vei. Doar că ăsta nu mai e matul cu coadă, nu? Ăsta e, cum se cheamă? Sărutul morții, corect, foarte bine. Dar dacă vine aici? Ia că obosiți și să o lăsăm pe sofie. Refă, Sofie, acum mecanismul de mat sufocat. Șac de damă la... Deci grupa mică, stai jos. Învață. Nu te supăra. Ziziana. Păi nu! Câmpul pe 2 îți trebuie pentru cal. Deci încă o dată, când îi dai damă pe 2 rege H1, n-ai ce mecanism de mat să-i dai aici. Deci damă la C5 șah. Deci nu poți să fii aici că ești mat într-o mutare. Iar când te duci la H1, ca să înțelegem că am învățat, zi Zian până la capăt, una, două, trei, patru mutări, zi, mat în patru mutări, maxim. Cal pe 2, da? Da, cal pe 2. Rege G1, mai departe. Calul H3. Foarte bine. Dacă vin aici, din nou sunt mat la pe 2 cu dama, mă duc înapoi. Lasă-l. Poți să scoți remiză, vrei remiză? Repetăm poziția. 1, nu? Da. Păi nu ți-o, nu ți-o bat. Stai, stai, deci când dai, nu, îți bat cu turnul. Și după aia faci calul la fel. Corect, așa, trebuiau prințișorile. Deci încă o dată, revenim înapoi. Nu poți să mă scurege. Deci la acest șah nu poți muta curege. Nici la E2, nici la E1, nici la G1. Tot e când, în momentul când dai la G1, se dai și la C5. Și atunci zici, peste un pic, dați bac turul pe 3. Cum continuați? Zi raiz. Ia ceva și cu șa. Și gratis. Și pe mă vezi tu ce-o mai fi. Zi Andrei, că erai supărat că nu particip. Bate o piesă albă cu șah degeaba. Pai, degeaba, turnul ăla e apărat din spate de pion, Andrei. Zizia. Turnul la de-un. Turn de un, corect. Da. Și la rege e 2, stai că n-ai scăpat. Și la rege e 2. Adevărat că aici chiar poți spune, păi s-a încheiat partida, că am rămas totuși cu un cal în post. Pot să joc, de exemplu, aici damă de 7, de 5.
sau de 7, sau unde vor eu, tot rămân cu un cap. Dar, încă o dată, vezi o mutare bună, face alta și mă, ia uitați aici, cal ce 37. Foarte bine. Da? Hai să vă văd atunci, cum mă dați mat? Hai să bat odată cu pionul și odată cu turnul. Pentru că e clar că dacă vin cu regele mă faci mat imediat, nu? Cum mă faci mat la asta? A, nu poți. Aici, cum mă faci mat? Din două. E mat, nu? De. Deci trebuie să bat. E clar. Trebuie să bați acel cap. Hai să bate cu pionul. Fă-mă mat. Trage-l pe rege de mustăți în sus, spre centru tablei, du-te bă de acolo, hai, vină la tati. Da. Așa, nu? Da, așa, de doi, șa, du-te, du-te, du-te sus, șa, hai, du-te, 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 șa, șa, ce este? Șa cu pion la... Păi stai că albul e la mutare, e șa. Albul? E șa, nu cumva e mat. E mă. Și atunci am văzut și eu, că sunt mai bătrân așa, am văzut asta și îți bat cu tur. Ne. Ce zice Ezian? Aici nu mă mai dai mat, dar încă și aici da, mai asta văd. Fă-mi un atac liniar. Buf, buf. Și negru de albul de supărare aruncă piesele și pleacă să bea o bere. Da. Ce-ai spus? Damă la pe unul, da? Corect. Deci damă pe unul șah, pentru că regele și dama se află pe aceeași diagonală și practic după rege e 3, ipa, a rămas cu o damă în plus, da? Bun. Ia stați așa. Mai. E, asta e foarte grea. Alb. Ia să vă văd. Da, trebuie să văd ce fac cu treciul ăsta. Nu știu. Trebuie să căutați o mutare de tempo. Zi, Daniela. Deci tu zici așa, damă ia pe E6, nu? Bun, hai să luăm. Deci damă ia pe E6 cu șac. Trebuie să bat, nu? Și mai departe. Bați nebun, nu? Și vrei să mă dai mat la de 8 sau să-mi iei dama, nu? Că ai un nebun aici, nu? Bă, îmi dai eu joc dama 8. Și acum dacă dai două turnuri pe damă, ce se întâmplă? Intri într-un final în care ai o calitate și un pion în minus. Iar dacă nu dai, deci dacă nu dai șah în acest moment, o să-ți dau eu șah, îți schimb un turn și rămân cu avantaj material. Pentru că în acest moment tu ai un tur și un nebun pe o damă și un pion, nasol. Ai deja două puncte minus. E frumoasă încercarea, dar nu e bună. Da, zi Andrei, și te fac geme dintr-un foc. Dama 6 șah. O idee nemaipomenită, nu? De genul, mut aici, îmi dai mat, nu? De cine ai zis că nu s-o bat? Auzi, dar de cine e păzită dama asta? Trebuie tot timpul să iei în considerare și eventualul răspuns al adversarului, care nu joacă gândindu-se la pisica de acasă. Joacă gândindu-se la ce se întâmplă pe tabla. Nu, adevărul e că, încă o dată, ia uite ce mut... Te las. Hai. Păi o mutare de tempo. Să o fie și foarte tăcută azi. Ce cu tine? S-a rezolvat, și-a rezolvat mami problema mașinii? Aha. Dar banii pe reparații i-ați luat, nu? Adică cu asigurare. Ah, mă rog, da. Zi, Daniele! Extraordinar!
Ai stocul de candidat în tine, da. Asta este mutarea făcută de către aur. Nebun de cinci. Practic este un atac asupra calului din E6. De acord, toată lumea? Pentru că în acest moment am două bătăi. Și acest cal, dacă pleacă, îți bat nebun. Pentru că eu, când am jucat nebun de 5, ți-ar mă întrerup și legătura dintre tur și nebun. Da? Deci, efectiv, eu ameninț aici să-ți bat ori calul, ori să-ți bat, după ce calul pleacă, să-ți bat turnia pe D4. Deci, practic, tu vrei, nu vrei, trebuie să bați acest nebun. Dar cu țeaua ăsta, cu șah, oriunde mută, ți-au și turnul, dar turnul negru zice, pe bine, dar vin înapoi. Continuă. Corect. Pentru că e legat. Acest turn este legat de glie. Și practic aici negru cedează pentru că are un turn în minus. Și are și dama atacată. Dar încă o dată nu se mai pune problema. Deci aici, să zicem, îți dau șah și îți mai iau și turn. Da? Că după ce regele mută, ți-l bași pe ăsta. Și a rămas cu două turnuri în plus. Nu? Da. Bine. S-a terminat. Mersi pentru lecție.